În urma unei investiții de 180 de milioane de euro, grupul chinez va crea 2251 de locuri de muncă. O nouă companie va lua ființă în județul Dâmbovița. Este vorba de o companie care va produce produse electronice și care, din punctul nostru de vedere al Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă, va crea foarte multe locuri de muncă. Este vorba de 2250 de locuri de muncă, din care anul acesta sunt prognozate a fi ocupate 141. Construcția fabricii va demara în primul semestru al acestui an, urmând ca producția să înceapă după aproximativ un an. Reprezentanții firmei și-au propus ca anul acesta să fie angajate aproximativ 140 de persoane, așa că vor face un studiu de piață pentru a stabili ce cursuri de perfecționare sunt necesare. Ținând cont că fabrica va avea asemenea, va fi un proiect de asemenea amploare și vor fi 2251 de persoane angajate, vom face un studiu de piață pentru a stabili cu exactitate cursurile de perfecționare de care viitorii angajați vor avea nevoie, precum și o cercetare a persoanelor care au pregătirea necesară, cunoștințele profesionale și bagajul informațional necesar pentru a face parte din această companie. Trebuie să fim foarte bine informați în ceea ce privește pregătirea oamenilor care își vor depune CV-urile, pentru că ne dorim să avem un personal foarte bine pregătit care să îndeplinească cerințele companiei. De aceea vrem să eliminăm orice părere cum că din data de 6 mai vor începe angajările. Angajările se vor derula pe toată perioada anului 2011 și începutul anului 2012. La fabrica din Dărmănești, care va avea o suprafață de peste 106.000 de metri pătrați, vor fi produse și asamblate televizoare LCD, 3D, laptopuri, monitoare de calculator, monitoare touchscreen, sisteme de navigație auto și rame fotodigitale. Capacitatea de producție proiectată a fabricii va fi de 7 milioane de unități pe an, iar toate componentele electronice, metalice și din plastic vor fi fabricate în noua unitate de producție. Doar ecranele vor fi aduse din China. Peste 90% din producția de electronice de la Dărmănești va fi destinată exportului în toată Europa, Rusia, Turcia, Africa de Nord și Orientul Mijlociu.